Salutare tuturor, eu sunt Moldoveanu și bine v-am găsit la un episod foarte interesant. Cred că o să vă placă și mie, eu cred că o să-mi placă. Mulți din voi le-au plăcut jocul The Inscapist și mie mi-a plăcut, cred că o să fac o serie pe jocul ăsta și sper să fie foarte apreciată, fiindcă e o serie foarte grozavă, așa zic eu, și sper și vouă să vă placă seria asta. Deci, mulți din voi m-au întrebat cum să faci o de asta. Cum să faci o... Stați puțin să mă gândesc. O închisoare, un prison. Create new prison. Să facem o nouă închisoare. Deci, o să aveți nevoie de map editor. Map editor The Inscapist. Scrieți pe Google și apăsați da și scrieți download free și găsiți voi. Ok, noi o să dăm nume la harta aceasta. Hai să-i dăm... nu știu, mă. Momentan, hai să-i dăm... nu vreau să scriu... Nature, dar vreau să scriu Nature. Nature, dar nu merge, mă. Da. Ok. Nature. Back. Ok. Ok, sau prison, hai să scrim prison. Ok, acum aici putem să ne alegem cu ce să seamene. Eu vreau să seamene foarte mult cu jungle sau cu... O să fac pe asta, seamene cu asta. Hai să dăm begin, așteptăm ceva, secunde. Ok, și ne apar meniul ăsta. Lăsați asta, puteți să-l dați la max seconds. Adică cum se miște timpul. Hai să dăm foarte repede asta. Așa. Ok, gres. Să lăsăm așa. Free. Să-i dăm gratis. Vreau 8 prizonieri. Aici sunt prizonierii și aici sunt polițiștii și aici punem outside. Ok. Dăm la jobs și ne alegem. Eu vreau să vin deja, adică la metal shop să ne dea. Hai să votăm metal shop-ul să existe și kitchen, library, laundry. Și ok, 4 joburi cred că o să ajungă. Deci hai să lăsăm momentul. Hai să facem și la premiță. Asta hai să facem de, să spunem, 10. Toate să le facem 10. Ok, asta e mapa noastră. What? E un bug, cred. Ok, hai să lăsăm aici la mijloc. Și acum hai să punem iarăși la main și să închidem chestia asta. Ok, avem aici mapa. Vedeți voi doar mapa. Și am filmat deja 3 minute. Hai să facem videoclipul ăsta câte o parte, să fie partea 1, partea 2. Deci, momentan, dacă știți cum se începe, se începe cu... Da. Noi să începem, cred, cu... Hai să începem cu de-asta. Mai simplu. Și să începem să tragem... Aici o să cred că o să vreau să fac eu... Aici o să fie bucătăria, da? Hai să facem locul pentru... Pentru, hai să spunem pe limba engleză, pentru breakfast. Stai, nu breakfast, stai astea. Alea erau de astea. Ok, hai să facem zona de mâncat. Ok, o să fie aici, o să fie așa mai mare, fiindcă avem doar 8, sau hai să punem oare 10, nu știu. Stați puțin. Ok. Ok, perfect, am făcut. Uitați arena, hai să dăm puțin mai așa.
Momentan, aici e masa. Haide doar că știți și voi, cred că la masă trebuie să punem. Hai să o facem afară, eu vreau să fie totul afară. Hai să găsim... Nope, waypoints, jobs, stați, gym, misc. Ok, acum o să ne trebuiască. Eu vreau să fac aici mai așa, cum vedeți voi. Noi suntem 8. Hai să facem așa, eu aș spune. Ce o să fie, cred că, mai multe chestii, fiindcă vedeți voi că e cam mare locul. Eu aș spune aici să facem și gym-ul. Nu știu, cred că o să-l fac aici așa pe partea asta. Haideți să tragem așa o liniuță. Haide, unde chestia asta și chestia unde e aia? Ok, perfect. Așa, și acum aici o să punem, dacă e zona de masă, sau hai să, aș vrea să o pun, hai să o punem acolo chiar. Ținem așa. Ok, perfect. Acum haideți să facem, băi, eu spune aici să facem zona de gym și aici să facem mâncare. Hai acolo doar să facem mâncare, fiindcă e puțin mai micuț așa. Suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nu așa. Trebuie să fac aici câte o chestie. Ok, aici. Aici trebuie. Gata. Am realizat cum să fac. Aici trebuie să facem. Ok. Acum trebuie să mai facem aici. Aici o facem. Aici o să fie zona de mâncare. Până aici. Perfect. Ok, aici o punem de luat unelte de pus și aici o să punem de mâncare. Punem așa mai mult. Perfect. Acum trebuie aici să facem kitchen. Aici parcă e pentru jobul de kitchen. Ok, uite. Ușa, hai să o punem aici. Ok. Pac. Kitchen. Și dacă vă întrebați pe ce apăs să șterg chestiile astea, că eu tot nu știam, apăsați pe space și se face asta roșie. Și acum, atunci dacă apăsați pe chestiile astea, apoi o să se facă. Ok, hai să mă luăm la security chestia de asta. Da, perfect. Ok, aici mai punem misc. Și o să mai căutăm și noi câteva chestii medical. Kitchen. Ce o să ne trebuiască la kitchen? Asta. Să le punem aici. Asta. Pentru kitchen. Parcă am spus. Să punem două. Job board-ul, hai să-l punem aici. Nu. Space pack. Freezer. Nu, hai să-l punem aici. Așa, perfect. Ce o să ne mai trebuiască? Pare că asta, că trebuie să iei ceva. Nu. Știu ce ne mai trebuie. La misc. Să avem nevoie de o de asta. Spunem și o de asta.
De ce nu? Și cred că asta o să fie la jobul ăsta. Și o să punem pe jos flow. Ok, ținem click dreapta și punem așa pe tot. Ok, perfect. Asta o să fie primul nostru job. Dați aici unde vedeți, dați aici unde scrie layer și dați la zones. Și acum puteți să selectați chestia asta. Să fie zona de mâncare. Canteen. Nu. Stați. Ok. Canteen. Ok. Și aici e jobul. Kitchen. Kitchen. Ok. Perfect. Astea sunt două zone. Și acum trebuie să facem gym-ul. De aici ne mai încape să facem ceva. Hai aici să facem... stați. Hai să punem înapoi. Pe ground. Ok, perfect. Vents. Astea sunt venturile. Roof. Zones. Nu. La ground. Ok. Acum ce trebuie, ce am spus noi să facem? A, da. Aici trebuie să facem gym-ul, dar vreau să-l fac puțin mai... Ce o să mai punem noi? Stai puțin, eu vreau să mă... A, hai să punem de astea. O să facem... da, hai mai bine așa. O să ne trebuiască de asta. Pac. Nu. De asta. Până pe aici, ok, acum, așa, nu, așa, aici o să mai pun încă o clădire, o să fie lângă. Și să mai punem încă toată chestia aia. Și mai punem încă o dată chestia asta aici. Și iarăși o lungim. Ce o să fie sportul? Nu o să fie asta cantina, o să fie... Să punem... Stai puțin. Ok, gym. La gym mi se pare că... Stați acolo și vă spun. Nu, înseamnă că la gym punem o ușă simplă. Ok, și acum la gym puteți să dăm chiar așa. Și trebuie să punem. Hai să punem una acolo, una acolo, una acolo și una coace. Acum o punem și aici. Așa. Și mai punem încă o dată. Așa. Perfect, man. Perfect. Ok. Am făcut și gym-ul. Eu aș vrea chiar... Da, hai mai bine chiar așa. Dăm tot cu un patrățel în urmă. Fiindcă stă urât, să vă spun. Chiar urât. Una, două, trei, patru. Și acum trebuie să punem iarăși chestia asta. Și iarăși punem așa. Acum punem copăcei. Ok, așa e perfect. Acum hai să dăm iarăși zone și selectăm toată chestia asta ca gym. Ok. Acum facem și o zonă cu și aici mi se pare că o să facem zona de roll call. Chiar, hai de acolo, acuș. Stați puțin. Trebuie să fac aici ce îmi trebuie să mie să fac. Trebuie să pun ground și aici vreau, dar nu știu dacă o să ne încapă.
Aș vrea să o fac mai tare aici. Deci, da, hai să facem acolo. Ok, perfect. Ok, și punem pe jos. Cum o să luăm? Misc. Punem un calculator. Un dulap. Și gata. Și aici nu știu dacă... iarăși. Profetiz. Nu la profetiz. Lapză. Nu putem să numim. Nu. Aici nu e. Și am încă o idee. Că să facem noi să fie chestia asta mai grea, aș vrea să pun camere. Security, da, și câte o cameră. Nu. Hai să nu punem acolo. Punem aici una. Două camere și aici tot punem o cameră. La job hai să nu mai punem. Ok, perfect, mă, perfect. Ok, acum o să ne trebuiască, cum v-am spus. Aici o să fie tot o zonă. Tot asta, nu știu, nu o să fie, adică, nu știu. Apus. Aici o să pun tot o ușă, uite, chiar aici, fiindcă când o să vin, și am chestii de astea. Aici vreau de să vă arăt planul. Aici, ca să fac cu de asta, aici o să pun așa, o zona de roll call. Ok, vă închipuiți voi să fie pătrat așa. Ok, și aici o să vreau să vină drumulețul ăsta. Ia ca, uite așa. Și când vine drumulețul ăsta, aici să fie, uite, până aici. Aici o să vină zona de celule. Uitați ca așa. Și aici o să fie tot așa, să te duci, o să fac și aici o ușă. Și mie cred că o să-mi pară foarte interesantă chestia asta. Deci, hai să facem după la planul nostru. Aici, hai să punem asta. Ok, deci noi știm. Aia ca, uite așa. Haideți acum să facem după plan. Acum trebuie să facem aici. Ok. Unde e chestia asta? Chestia asta. Ok. Acum trebuie să punem chestia asta. Ok, o să fac după planul meu, fiindcă mi se poate foarte, mi se pare foarte interesant, cred. Sper și voi să vă faceți tot la fel închisoarea. Și acum o să vină partea puțin, nu foarte mult, dar puțin, puțin mai grea. Cred că așa mi se pare mie, dar cred că și voi o să vă pare, fiindcă trebuia să punem câteva checkpoint-uri, așa se spunem, da, checkpoint-uri. Asta putem o da puțin mai sus. Așa. Acum o să facem chestia de asta. Ok, fac. Ok. Nu, trebuie să facem așa. Acum haideți că facem noi planul tot. Uitați chiar aici.
Aici o să ne trebuiesc, nu știu ce cum să ne facem. Așa. Nu. A, da, așa. Și fix așa. Și aici noi putem să înlocuim. Nu, hai să lăsăm așa. Și asta e toată chestia mea. Acum am filmat 20 de minute. Ok, hai că mai filmăm și puțin. Până facem și asta. Zona de roll call. Aici doar cred că o să fie și aici o parte cu joburile. Dar acum încă nu ne facem planul. Deci aici hai să facem zona de roll call. Cred că o să fac așa ceva. Hop, da. Ok. Perfect. Nu, nu chiar. Așa e perfect. Ok. Ok, ok, ok. Ok, mie mi se pare asta foarte genială. Și hai să setăm layer zone. Să setăm zona de roll call. Ok, roll call. Round, ok. Și acum puteți să puneți, ia ca uitați. Puteți să puneți aici la waypoints și aici e pentru asta. Așa. Și să fie zona de mâncare. Am pus că fiindcă aici trebuie zona de mâncare, adică să iei mâncare. Roll call, da. Deci o să facem așa un checkpoint pentru roll call. Aici nu trebuie așa. Sau da. Hai să punem dar unul, cred că. Și gata. Ce o să mai trebuiască? O să ne mai trebuiască aici să facem chestia aia. Ok, deci hai dar să pun și eu postez videoclipul ăsta. Acum e vineri. Fiindcă vineri acum mi s-a terminat ziua de... Așa, mi s-a terminat zilele și pot, adică să filmez, dar... lunea, da, vă așteaptă un videoclip foarte interesant. Tutorialele vă spun că o să apară poate chiar în orice zi. Dar videoclipurile cu serii de astea o să apară, cred, nu chiar în zi. Deci cam asta a fost, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Moldoveanu. Deci pe data viitoare, ok, bye. Ce mă, nu s-a închis? Ai mă, n-ai dat like. Deci dă like-ul și o să se închidă. Ok, mulțumesc că ai dat like.